Domnul președinte a vrut să stea acolo în fața boxilor. Nu l-am lăsat pentru că nu vine să colide un preot singur. Știți, nu la omul necăjit cântă și colindă singur. Domnule președinte, florile din lume le-ați meritat alături de omul ăsta care vă respectă. Dar florile care le-a primit Părintele Cristian Pomohaci din partea publicului și a unei țări care vă iubește, îngăduiți-mi să le primiți în seara asta. Dar cu o condiție, să colindați cu noi. Am emoții. Retrăiesc, da. Mulțumesc foarte mult. Toată seara am înțeles că sunteți omul Domnului pe Pământ. Prin ceea ce faceți în biserică și prin ceea ce ne transmiteți prin vocea care v-a lăsat-o Dumnezeu nouă tuturor românilor. Să trăiți mulți ani. Vă doresc Crăciun fericit. La mulți ani și iată dovadă că sângele apă nu se face. Domnul președinte s-a dus cu florile și părintele se duce cu coșul.